S-au tras focuri de armă în fața gării de nord din capitală. Membrii clanului Capone ar fi încercat să-l intimideze pe un bărbat care depusese o plângere la poliție pe numele unuia dintre ei. Asta este varianta victimei. Agresorii sunt deocamdată de negăsit. Dar asta nu a contat. Agresorul ar fi tras oricum. S-a dat reclamația, că fratesul mi-a violat domiciliul și a depus reclamații. Dar din ce clan fac ăștia parte? Capone, clanul Capone, care ia taxă de protecție aici, la taximetriști. În jurul prânzului, o mașină cu numere de Franța a blocat calea autoturismului în care se aflau bărbatul și cele două fiice ale sale de 7 și respectiv 12 ani în fața gării de nord. Unul dintre cei aflați în prima mașină a coborât și a scos un pistol cu bile de cauciuc. L-a somat pe celălalt șofer să iasă să se bată. Tatăl celor două fete ar fi coborât, dar cu un baston telescopic în mână. Cei doi au început să se alerge prin intersecție. A tras în soțul meu fiind cu doi copii minori în mașină. Deci fiind cu doi copii minori în mașină, oamenii ăștia sunt atât de șmecheri și atât de puternici de să bată cu doi copii. Al treilea foc l-a nimerit pe tatăl celor două fete în piciorul stâng. Omul s-a urcat repede în mașină și a fugit. Soția lui a sunat la 112. Nu știu din ce să mai facă bani și intră peste oameni. Noi am făcut reclamații că au intrat peste noi în curte. La toată zona asta le este frică de ei. Deci îi bate, le dă capacele unde îi prinde. Deci noi am avut tupeu să mergem la poliție. Poliția îi caută acum și pe ceilalți bărbați implicați în scandal.